Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Împărate al veșniciei și altarul sufletelor noastre, te slăvim și ne rugăm ție în această zi de joi, când smeriți ne aducem aminte de cina cea de taină. Azi e ziua în care din mijlocul apostolilor ne-ai dat pildă nouă și te-ai dăruit pe tine însuți sub forma sfintelor și de viață dătătoarelor tale daruri. Tot în această zi sfântă ai ales să speli picioarele ucenicilor tăi și ne-ai dat nouă învățătura umilinței, a smereniei și a slujirii desăvârșite ale aproapelui. Pentru aceasta și pentru toate cele ce ni le dai nouă, te rugăm, o prea bunule milostive Hristoase, să ne înveți și pe noi smerenia cea desăvârșită, să ne înveți și pe noi slujirea și ajutorarea aproapelui, să ne faci vrednici și să ne îndrepți ca să-ți urmăm în toate ție. Te implorăm, Stăpâne, să nu uiți de noi, ascultă-ne ruga și scrie-ne pe noi încă în cartea cea mult râvnită a vieții. Dă-ne sănătate trupească și curăție sufletească, acoperă-ne, ne apără și ne binecuvintează pe noi prin împărtășirea cu trupul și sângele tău preasfânt. În ziua aceasta, când ne amintim de învățăturile cele de pe urmă ale tale și de promisiunea mângâierii Duhului Sfânt, întărește-ne, o Hristoase, să fim mărturisitori ai adevărului tău și drepți în lume. Ajută-ne să fim înțelepți și să trăim fiecare zi sub călăuzirea Duhului tău sfânt, să fim străjeri ai dreptății și să semănăm semințele cuvântului tău către semeni. Te slăvim și te binecuvântăm, Iisuse Hristoase, Domnul și Mântuitorul nostru. Îți mulțumim pentru mila, iubirea și toate darurile cu care ne învrednicești pe noi clipă de clipă. Știm, Doamne, că toate sunt de la Tine. Știm că toate sunt și se fac doar cu îngăduința Ta. Așa că îngăduie, Hristoase, și nouă să-ți rostim pururea laudă, slavă și mulțumire Ție, acum și pururea și până la sfârșitul vieții noastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.